Bună ziua, stimate gazde, stimați invitați și, în ultimul rând, expozanți. Pentru noi este o zi deosebită astăzi, o expoziție la Bastionul Croitorilor, la Turnul Croitorilor, alături de acești elevi minunați de la Liceu de Artă, dar și din alte licee, Liceul Eminescu. O expoziție pe care o așteptam de vreo 2 ani, să spunem așa, de la începutul pandemiei, cu acești elevi care se pregătesc constant. Ne-am bucurat în momentul în care am fost cooptați în proiectul Speak Art să facem parte, să devenim colaboratori ai proiectului Speak Art, care se adresează tinerilor din Cluj-Napoca, tinerilor liceeni din Cluj-Napoca, pentru a demonstra calitățile lor în ceea ce privește arta, creativitatea, pentru a fi vizibil și pentru a-i îndemna să lucreze cât mai mult, pentru a demonstra de fapt că orașul nostru este un oraș în care tinerii se manifestă întotdeauna în plan artistic, nu doar cei de la Liceul de Arte Plastice, de Arte Vizuale Romulus Ladea, ci și din alte licee, pentru că suntem convinși că avem o mulțime de tineri dornici să se afirme și să demonstreze că și din acest punct de vedere al tineretul, Clujul este un oraș cultural. Este o deosebită plăcere să lucrăm cu acești tineri și să-i, cum să zic, să-i mentorăm, aș spune așa, să lucrăm cot la cot cu ei și să învețe unii de la alții. Chiar și noi învățăm de la ei, ei învață de la noi și ei învață de unii de la ceilalți. Este o atmosferă de atelier pe care o regăsim aici, pe simezele Turnului Croitorilor. Elevii au venit cu, au propus imagini inspirate din propria lor lume, imagini care îi definesc, în care fiecare își spune povestea în culoare, în gest, imagini care sper să vă încânte și să vă placă și să vizitați expoziția lor. Suntem emoționați și eu am emoții întotdeauna, cred că mai mult decât la expozițiile mele, am emoții în momentul în care deschidem o expoziție cu elevii, pentru că merită și merită promovați. Clujul are o mulțime de elevi buni, nu doar în domeniul artistic, vizual, și cred că este foarte important să fie vizibil, să fie aduși cumva în față. Eu le mulțumesc expozanților, le mulțumesc gazdelor și sper să continuăm colaborarea acestui proiect, pentru că avem cu cine. Ei întotdeauna mă întreabă când facem următoarea expoziție, dacă mai apucăm. Cei care expun astăzi sunt elevi în clasa a 12-a, urmează lucrările de diplomă și pe urmă probabil că o să-i regăsim aici pe simeze ca și tinerii studenți la UAD. Să sperăm, dar cred că așa va fi. Vă mulțumesc tuturor pentru prezență și, în primul rând, fetelor, pentru că avem un grup de fete de data asta, expozante. Le mulțumesc pentru dăruirea lor, pentru faptul că întotdeauna au răspuns pozitiv în momentul în care le propuneam o astfel de activitate. Și nu în ultimul rând, suntem onorați să expunem aici și le mulțumim din toată inima gazdelor. După cum a spus și doamna profesoară Adela Gogan, pentru noi acum este un moment foarte important, pentru că am putut să realizăm această expoziție și vrem să le mulțumim tuturor celor care au făcut posibilă realizarea acestei expoziții și mai ales doamnei profesoare pentru îndrumarea ei și pentru sprijinul acordat în tot acest timp. Mi se pare o oportunitate foarte mare pentru noi să expunem aici, pentru că nu știu de ceilalți colegi, dar cel puțin mie de obicei mi-e foarte frică să expun lucrări și să expun în general ceea ce lucrez și cred că e un exercițiu foarte bun pentru noi să expunem aici. Lucrările au ieșit foarte bine și cred că cu toții sunteți în asentimentul meu. Am muncit mult timp pentru realizarea lucrărilor și suntem foarte fericite că am ajuns la acest rezultat. În ce mă privește pe mine, eu am ales să merg să mă inspir din grădină, din natură, pentru că îmi place foarte mult tot ce ține din natură și pot să spun cu mâna pe inimă, atunci când iubești, poți să descoperi și ai curiozitate. Și curiozitatea este un element
foarte important atunci când vine vorba de realizarea unor lucrări de artă? Aș începe prin a mulțumi gazdelor în primul rând pentru căldura cu care ne-au primit și pentru acest proiect inedit pe care cele două colege Adela Gocan cu Denisa Curte vor avea acțiuni în continuare aici, iar eu sunt foarte emoționat datorită unui simplu fapt, pentru că ani buni, timp de 9 ani de zile aproximativ, am avut în fiecare marți câte o expoziție. O perioadă foarte îndelungată, bogată în experiențe foarte bune pentru copii în pesimezele liceului. Am avut ieșiri în exterior cu ei, au fost apreciate lucrările lor și sunt și sper din suflet să îi vedem în continuare pe simeze. E trist pentru mine, pentru că și eu mă aflu într-un moment destul de delicat, exact așa cum este acesta, cu foarte puțin public. Eu voi avea expoziție în București de azi într-o săptămână și nu voi avea niciun spectator. Voi fi singur cu cel care mă ajută să pun pe simeze lucrările. Mă voi întâlni probabil cu prietenii pe parcursul unei zile, deci vă apreciez fantastic de mult. Mă bucur foarte mult pentru calitatea lucrărilor, pentru capacitatea voastră de a vă concentra și de a rămâne într-o zonă cât se poate de fertilă pentru a avea acest gen de producție serioasă, bine angajată, bine susținută, bine coordonată de către colega mea Adela Gocan, care este un profesor de excepție, care întotdeauna în jurul ei se construiește și există o stare de emulație pentru a putea capacita spiritele plăpânde, firave, de a se concentra și de a ajunge la un asemenea nivel de profesionalism în reprezentare și în diversitate. Deci eu apreciez în primul rând modul în care coordonează activitatea pentru multitudinea de direcții pe care îi antrenează, înseamnă că are un dialog nemaipomenit cu acești minunați copilași pe care eu îi port în suflet. Am avut o experiență inedită cu ceva timp în urmă, cred că o lună de zile, am vizitat un muzeu, e o poveste pe care o să vă spun, chiar dacă probabil aparent nu se potrivește cu ceea ce se întâmplă aici, am să fac o legătură, am văzut un muzeu, Muzeul Picasso. Bineînțeles că toți spun în felul următor, este cel mai mare muzeu Picasso, deci la Barcelona. Am intrat, l-am vizitat, am rămas puțin dezamăgit. Am dormit o noapte, iar după acea noapte am avut un sentiment foarte interesant. Mi s-a părut exact ca și în școala în care practic sunt eu. O burtă imensă cu o mulțime de suflete care mai de care mai preocupate pentru a descoperi, a cerceta, a înțelege în ce direcție să-și îndrepte sau aș căuta cu speranță, cu năzuință către frumos calea spre el. Atât de multă tânguire, atât de multă încercare, crispare de multe ori la Picasso nu era de văzut nicăieri decât acolo. Un muzeu în care, practic, era perioada lui de gestație, perioada lui incertă, perioada lui de formare, perioada în care, de fapt, nu prea are nimic de a face cu ceea ce, de fapt, reprezintă Picasso pentru fiecare dintre noi. Și am spus, minunată este experiența, într-adevăr, deși am văzut aproape toate muzeele, marile muzee ale Europei, în care practic nu există muzeu care să aibă forță fără Picasso. Iar acolo e un Picasso în fașă. Deci sper ca și acest loc, chiar dacă este mic,
este la fel de prețios, la fel de important pentru comunitatea noastră și pentru voi, suflete frumoase, este punctul de la care porniți și sper din suflet să umpleți marile muzee ale lumii. Eu vă îmbrățișez cu multă dragoste și vă doresc tot binele din lume. Și vouă multă sănătate gazdelor să mai primească și pe ceilalți copilași ai noștri, să-i promoveze și părinților să investiți în copiii voștri, pentru că e nemaipomenit să avem în jurul nostru momente ca acesta, momente în care să vedeți că sunt extrem de importanți și de nobili pentru noi și pentru comunitatea din care fac parte. Eu vă doresc mult succes, mult spor tuturor!